dimineață. Așa arată una bucată șofer care a condus toată noaptea. Toată noaptea. Acum e 7 dimineața. Suntem în Italia, n-am dormit niciun pic. Dar am văzut ce am văzut. Santuariul Madonna de la Corona, care e fantastic. Și avem o parcare aici de campere cu un sătuc mic alături. Uite acolo. Bineînțeles, cu multă vie. Nu mai vie. Acolo e satul și aici este parcarea cu servicii. Pentru că prima dată când am ajuns la sanctuariul Madonna de la Corona eram amândoi foarte obosiți și nu am apucat să filmăm, decât Bogdan a luat câteva poze, a făcut câteva poze. Ne-am întors mai odihniți, dar tot ne-am trezit așa de dimineață la ora 5 și mergem către sanctuariu. Ca să ajungi la capelă trebuie să mergi pe lângă munte cam 300 de metri. Iar pe drum sunt statui. Bineînțeles, cu tentă religioasă. E acolo sus, pe stâncă. Mai avem de mers. La sanctuariu Madonna de la Corona am plecat spre Avio în provincia Trento și Bogdan a ales un alt drum, nu a vrut să ne întoarcem pe același drum, numai că drumul ăsta nu prea este potrivit pentru motorhome. Este un drum îngust, mi-am ținut respirația până am urcat, acum o să coborâm. Aici e Marcela parcată și Bogdan care vrea să ne spună ceva. Întotdeauna aleg cele mai epice drumuri. Senzație. Suntem la muntele Seceda, cel de acolo, iar peisajul este fantastic. Adelina moare de inimă pe drumurile astea. Dar spune-te unde ne-ai dus. Pe tot felul de drumuri. We'll be right back.
pentru mine sunt cei mai frumoși munți. Absolut superb. Asta e priveliștea noastră de azi. Aici fiind locul unde ne-am parcat, mai sunt și alți oameni. Dacă ieri muream de cald, acum avem 9 grade. Gata, am plecat pe traseu. Ăla e destul de abrupt. Se urcă așa. Ne tot oprim pentru că e destul de abrupt și trebuie să fii atent la felul în care pui piciorul, pentru că e un traseu pietros și poți aluneca destul de rapid. Iar în jos e... Parcarea e plină pentru că e weekend. E sâmbătă și s-au parcat până acolo la șosea. Mai avem. Mai avem. Hai. Îmi place maxim. Dolomiți. E destul de dificil, e traseu cu roșu, e urcarea abruptă, dar peisajele pe măsură. Traseul este destul de dificil pentru că, după cum v-am spus, sunt foarte multe pietre. Am văzut vreo 5 oameni căzând până acum. Și dacă ai noroc să cazi într-o zonă în care te poți rostogoli, nu te mai oprești până la parcare. Dar peisajele sunt fabuloase. Da, îți vine să stai să te uiți aici pentru că să te uiți ori întregi, pentru că totul este. Și mai e și urcarea de aici și ajungi sus pe platou și se vede și în cealaltă parte și foarte spectaculos. Gata, o luăm la vale acum. Hai, nu, pe picioare, nu la vale așa, rostogolindu-ne. Sperăm să nu ne ajute gravitația prea mult. Am ajuns la lacul Braies. Perla Dolomiților. Da, paradisul din Dolomiți. Aici este parcarea.
Una din ele. Una din ele. Sunt foarte multe locuri. Este important de știut că din iunie până în septembrie, accesul din drumul național până aici la lac, care este un drum de 4 km aproximativ, este interzis. Accesul este interzis între 10 și 15, atunci când este sezon. Deci ori vii mai devreme, ori după. Sau mai închid drumul și atunci când locurile de parcare sunt pline. Da. Lucru care se întâmplă în sezon. Da, și parcarea are 500 de locuri. Deci vă dați seama cam cât trafic e pe aici. Și parcarea este cu plată, costă 12 euro parcă, da, pe zi și 8 pe noapte. Deci 20 de ori de euro pe 24 de ore. Dacă vii seara, pleci dimineața până în ora 8, când nu e nimeni la parcare, poți sta fără să plătești. Noi am venit aseară pentru că așa s-a nimerit și să vedem că trebuie să plecăm până în ora 10, că după aceea nu mai e voie. Trebuie să aștepți până la ora 3 ca să poți pleca. Și ne-am trezit iar la 5. Da, să vedem minunăția. E 6 dimineața și sunt cel puțin 30 de persoane care așteaptă să se deschidă oficiul de unde pot închiria bărci. Și la poze. Concluzia este că, într-adevăr, lacul Braies este o perlă a Dolomiților. Am prins imagini fabuloase cu drona și ne bucurăm că am venit de dimineață pentru că riscam să facem accident cu dronele, bineînțeles. Da, deci da, se umple cerul de drone, se umple și de oameni și e 7 dimineața și unul a dat cu drona un pic în apă, dar deja e risc de coliziune în aer. Dar este superb lacul, atât de simplu și liniștitor.